Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit a lansat două programe de finanțare nerambursabilă, adică două programe prin care se dau bani europeni fermierilor români. Măsura 121 și măsura 123 au ca obiect modernizarea exploatațiilor agricole și creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere. Deși la Alba Iulia este centrul agenției pentru întreaga regiune, nimeni nu a fost în stare să prezinte un punct de vedere oficial în legătură cu acest sprijin european acordat agriculturii locale. De dimineață l-am contactat pe proaspătul director al Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Vasile Bara, care, după ce ne-a spus că dumnealui nu poate da nicio declarație, ne-a indicat să luăm legătura cu directoarea adjunctă Lidia Bogdan, însă ne-a avertizat că aceasta este plecată din localitate și nu va putea da o declarație în fața camerei de filmat. La insistențele noastre de a avea un punct de vedere avizat, insistențe bazate pe interesul justificat al agricultorilor din Alba, Vasile Bara ne-a redirecționat către directorul Centrului Regional de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, Centru Marian Ionescu. Zis și făcut, am sunat la responsabilul de relații publice al acestei instituții, Cristina Zaharia, care ne-a declarat că atât directorul general cât și cel adjunct sunt plecați la București și nici ea, nici responsabila pentru promovarea instituției nu pot să dea declarații oficiale. Ne întrebăm cât de operativi s-ar răspunde unui fermier în cazul în care acesta și-ar dori să întocmească un proiect în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile, despre care se vorbește atât de mult, dar se obține atât de greu. Sau dacă nu cumva aceste refuzuri de dialog nu înseamnă decât trimiterea fermierilor către firmele de consultanță, care câștigă oricum din lipsa de comunicare a instituțiilor publice, fie că iau banii de la beneficiarii proiectelor înșiși, fie că își iau câștigul din aprobarea finanțării solicitate.